gesturile. O să continui foarte pe scurt, da? Pot? Domnul Tender, dacă vă aduceți aminte, a fost condamnat pentru o privatizare frauduloasă. Dânsul a scris cărți despre cum se face o privatizare. Da? Iar Voiculescu a scris și el ceva despre statul de drept și democrația în România, da? Și despre lege. Deci... Deci este îngrozitor ce se întâmplă, depășește această sintagmă râs-plâns.